tot să iasă, a ieșit, uite. Reușit să dau lovitura acum, de seară. Locul ăsta minunat din spatele nostru este unul dintre locurile în care somonul depune aici în oraș. În zona aceasta nu avem voie să pescuim, este și un indicator care ne confirmă acest lucru. Dar de la pod în jos avem o pistă destul de lungă până în mare, pe care putem pescui din știți. O să îmi iau și eu lanseta și ne apucăm de data de treabă. Uite, chiar aici un loc interesant unde putem începe aventura noastră astăzi. Arată interesant locul ăsta, ia să vedem dacă are și pește. O să încep cu rotative. Sondez destul de bine locul cu ele, că am dat seama cât de adâncă e apa și pare adânc aici în față. Dacă dau chiar în cascadă, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. A, uite, am avut o urmărire, dar ceva mic. Am avut atac și s-a băgat sub piatră. Nu l-am înțepat. Uite, cred că a ieșit primul păstră de Oslo. Ia să mă urc un pic pe mâini, să văd unde reușesc să fac treaba asta. Cred că aici. Cred că aici, da. E, ce simpatic e, uite. Ce simpatic e, un indigen. Foarte fain. Hai să-i dăm drumul. Ce prietenoși oamenii stau și se uită la tine cum prins pește și zâmbesc. Foarte fain. E o altă, parcă o altă energie. Acolo în față să mai fie ceva, ia să vedem. Un păstrăv de ăștia mici și am tot văzut peste tot pe aici prin apă. Acum trebuie să dăm și de ceva mai mare, nu doar de ăștia mici. Cum, începutul e bun, avem un pește, avem dovada că avem, o să avem activitate astăzi. Trebuie doar să ne adaptăm noi și să prindem pești mai mulți. Uite, l-am văzut când a venit și la rotativa în gură. Chiar la el mă uitam. Am urmărit de sub un copac și a venit până la rotativă. Tot indigen. Foarte fain. Hai. Apalea înapoi. Interesant să ai așa un râu prin oraș în care să prinzi păstrăv. Un râu atât de frumos, de curat. Debit bun. Cu siguranță are și pești mai frumoși. Mai ales când vrea dacă îndurcă somonul pe râu. Este. Este al păstrăviar. Așa. Ca și construcții. Ca și tipologia râurilor, ca și debit, nu se deosebesc prea mult față de râurile de la
la noi din țară. Ceea ce face diferența aici este, desigur, populația de pește, mult mai numeroasă, și faptul că râurile sunt mult, mult, mult mai curate. Mai aveți și aici câte o mizerie poate aruncată prin apă, în special în orașele mari, cum e Oslo. Dar incomparabil mai puține față de ceea ce găsim în România. Am văzut cum ieșim de sub copac, de acolo a venit și a urmărit. Hai că avem activitate. Iar dacă peștii sunt mici. Hop, că s-a dus în apă. A fugit. A fugit înapoi. Uite că sunt și țânțari pe aici. În trecut nu prea am avut probleme cu țânțarii. E adevărat că anul trecut am pescuit la 400 de km distanță de Oslo și am stat tot acolo, vom pescui. Dar, cum ziceam, am o zi liberă și era păcat să nu fructific cum trebuie. Uite, uite. Hai că l-am păcălit. L-am păcălit, dar nu știu cum să ajung să mă uit pe mâini. Ia să văd. Dacă reușesc cumva în partea aia, oare? Cred că reușesc. Dacă reușesc să cobor chiar aici, de fapt. Păstrăvam frumos. Foarte fain. Am și văzut când a atacat. Atacul a fost și mai, cel mai interesant. Am văzut atacul. Hai, să-i dăm micul. Du-te. Dragă. E bun, hai că sunt și păstrăv mai mari. Ne-am convins de asta. Asta a intrat pe fierme. Fierme de la Berkeley. Albul, clasic. Hai să mai continuăm un pic. Uite, ce fain e. Ce fain e, l-am și văzut când s-a ridicat. Al păstrăv frumos. Iar va trebui să fac același lucru. Să ajung lângă pietra undeva, să mă uit pe mâini. Aici. Uite aici, frumos. Da. Încă unul. Încă unul tot pe gumă, tot pe vierme. Nu zic că sunt mai activ pe vierme. Hai, du-te. Încă unul. Ia uite ce fain. Haide. Apropiem de mare. Și se schimbă și coloritul peștilor. Uite. Este încă unul. Asta.
Tot pe gumă văd că intră ăștia mai mari. S-a dus. Ia să vedem. Mai ciupim vreunul de aici. Arată interesant locul ăsta. E o mică bulboană în dreapta mea. Multă pietre. Și pe sub pietrele alea pe acolo mai stau și păstrăvi. Te-a și muscărit în față. Nu? Uite, ia, ce frumos s-a dat acolo în față. Și nu e mic, e chiar fain. Să-l aduc ușor printre pietre, să nu-l rănesc. Așa. Este. Un alt păstrăv. Da, să văd unde dau drumul, că aici, a? Cel mai ok pentru el. Să mai încerc o lansare tot acolo în bulboana din față. Sigur mai sunt și alți păstrăvi. Uite că mi-a dat și l-am și luat pe nenic un pic. Ușor. Și mi-a și scuipat. Acum trebuie să pun un alt vierme. Uite-l. Trebuie să mă apropii de apă doar. Ce rătuște aici. M-am speriat un pic. Și el m-a speriat pe mine. Ia să vedem. Ce e la noi? Un păstrăvior? Hop, că s-a dus în apă. Tu? Frumos și ăsta. Frumos, frumos. Și frumos se vede prin apă. Facă, tu e în apă. Bun, în apă. Picioare. Ia uite. Hai, s-a și desfăcut. A scăpat singur. Da, uite aici, pe lângă copac. Cu siguranță stau ceva păstrăvi. Uite, ia uite. Ia uite păstrăviul. Ce mic e! Ce mic e! Că mi-a și scos guma de pe câhlig. Uite. Ce fain e, ce fain e. Frumos. Frumos, frumos. Vino încoace. Vino încoace. Vino încoace, ia uite. Hai, s-a dus. Înainte să-i fac poză. Este încă unul. E frumos. Stai ușor că rănești. S-a prins aici între asta. Ia uite-l. Hai dragule, du-te. Cât de multă activitate am avut astăzi. Era de așteptat cumva. Cât de mult păstrăvi. Cât de mulți păstrăvi sunt aici.
Uite. Ce fain e asta. Fain, fain chiar. Hai. Ușor. Ah, că mi-a scuipat guma. De pe cărlig. Hai să văd cum ajung la el. Fapt, la el ajung. Trebuie să ajung întâi la apă. Ajuns la păstră. Ce frumos e și asta. Înapoi cu tine. Înapoi. Suntem la o cascadă. În fața noastră e o cascadă. Iar un lucru foarte interesant aici este construcția din față. Este vorba despre niște trepte pe unde peștii pot urca prin câteva mici ecluze. Urcă pe râu, special somonul și păstrăvul de mare, pentru a depune. Este un pic de gălăgie aici. Să mă duc să-mi iau înapoi undița. Aici nu o să avem voie să pescuim, pentru că 50 de metri în amonte și în aval de scările scările pe care urcă peștii, este interzis pescuitul. După 2 ore de pauză, care am schimbat și eu în ceva mai comod și mai subțire, pentru că s-a mai încălzit puțin afară, ne reîntoarcem pe râu. De la cazare până la râu n-avem decât vreo 700 de metri, facem mai mult de 10 minute pe jos. Ceasul este undeva în jur de ora 5, iar până la 11 cel puțin tot avem timp de pescuit. Nu știu dacă o să stau chiar atât pe apă, vreau să mă și odihnesc mai pe seară. Dar vedem, câțiva păstrăvi trebuie să mai reușim să prindem. Schimbăm puțin strategia și trecem pe rotativă. S-a lăsat și seara și... uite-l că a dat. Aștept să fie mai... pe rotativă, iar la rotativă am șanse să prind și mai mari și chiar somon dacă cumva a urcat. Uite-l. Da, frumos. Sări așa, că nu-mi place când sări așa. Vine și pe rotativă și uite că am prins. Haide înapoi. Bun. Aici mai e loc de încă un păstrăv 2. Zona e foarte adâncă. Și cu siguranță mai ține pești. Uite, a urmărit odată, a dat, și a doua oară am înțepat. Deci că sunt frate, ca cel de dinainte. Ce frumos e, ce frumos sunt. Vezi de drum. Uite. Frumos. Da. Frumos chiar. Mă coace. Mâna. Hei, ce fain e, uite. Uite. Haide.
din malul celălalt poate să iasă, a ieșit, uite, uite, uite ce fain e. Și ăsta. Doilea poster frumos, când se ieși locul ăsta. Că mă stropești? Mă stropești pe ăsta. Ce energie are mie. Ce energie are, uite. E dintr-o parte în alta. Cât poți să mai tot fugi? S-a activat bine acum pe seara. S-a activat și ăștia frumoși. Ceea ce e interesant. Arată fain zona. Hai să vedem cum profităm de lucrul ăsta. Partea cealaltă, acolo pare apă mai adâncă. Și acolo o să lansez în mal, perfect am lansat, ca să vedem dacă atacă, atacă, uite. Era imposibil, dar imposibil să nu fie acolo ceva. Și e frumos. Da, e frumos. Ha, ia uite. Hai. Fugi înapoi. Uite, din mers s-a luat-o. Nu e mare, dar ataca frumos. Go, let's go. Am reușit să dau lovitura acum, de seară. Din păcate, nu am mai filmat drill-ul. N-aveam camera pe piept, iar telefonul l-am pus să filmeze, doar că filma cu camera frontală. Așadar, nu o să vedeți nimic din drill, dar eu m-am bucurat de drill, m-am bucurat de pește, un exemplar superb. Superb. La vreo 50 de centimetri, 54 de centimetri.